M-am adus aminte, ascultându-te Gellu Dorian și pe doamna Cornelia Viziteu, de un pan frumos rusesc, apare în Pravda un articol. Lui Ivan Ivanovici s-a dat o volgă roșie ca premiu pentru marile victorii în lupta cu socialismul și cu hoi de jurnaliști ajung acolo. Și întâlnesc pe Ivan Ivanovici într-o rubașcă conosită la marginea lui Ivan Ivanovici. E adevărat. Ce scrie în Pravda? Ce scrie în Pravda? Spune. Și cumva da. Adică cum? Mi s-o dat, mi s-o luat. Și nu era o vorgă, era o bicicletă. Și nu era o roșie, era neagră. Cam așa și cu asta. Nu ultima dată, cea mai recentă, nu o să o primiți în dar, o să o cumpărați. Și noi acum o să vă povestim despre dânsa ce credem noi, pentru că, lăsând lumea deoparte, fiecare cititor, în fapt, lecturând o carte, fie de proză sau de poezie, cumva prin mentalul propriu o reconstruiește. Ca și cum ar revedea tot ceea ce a gândit autorul, dar cumva prin propriile criterii și prin propriul fel de a reconstrui gândirea acestea. De ce scrie totuși Mircea Oprea? Ce se întâmplă? Mai are vreo importanță acest tip de scriere, de jurnal? Altădată se vorbea despre principii gen legea Blanchot, calendarității, pentru că suntem sinceri dacă așteptăm gândurile pe loc. Unii le scriu ca să mărturisească peste epoci ce au făcut niște personaje celebre. De ce scrie Mircea? Care sunt motive? Și spune dânsul la un moment dat. Să mă scuzați, eu văd foarte bine cu acești ochelari și mie mi s-a dat, nu mi s-a dat, mi s-a luat vederea. El spunea la un moment dat de ce mai scrie, pentru că are situații, are ocazii în care scrie o epistolă și o rupe. Cine ne va mai citește scrisoare? Sau e-mail. E-mail e o treabă care afișează pe ecran ceva foarte impersonal. Pur și simplu nu spune nimic, dispare legătura aceea, cum știm cu toții, dintre un om și altul. E mai simplu să dai un telefon. Și atunci spune dânsul despre jurnal. Jurnalul meu refuză contingentul. Atingerea realității zilei crude ne coapte, cuvântul ieșit la suprafață fiind tocmai parte a ființei ce nu se lasă alterată de fapta de materialitatea activitei. N-am calendar. Și aici vorbim apropo de cronologia despre care ziceam la vedere. E un jurnal fără cronologie, fără oră. Tocmai pentru evadarea de sub groaza prezentului. Sau, ce va fi totuși cartea aceasta? Ce este? Mărturisire? Cum vede dânsul lumea? Va fi jurnalul ființei mele din profunzime, cea nezărită din afară. Ființa infidelă în mine, infidelă celui de acum, dar care ar fi rămas identică cu ea însăși și dacă aș fi fost contemporanul lui Cervantes sau Herodot. Cumva ne aduce aminte apropo de Herodot, de celebra lui Maximă, cu picătura de apă care curge acum într-un râu, nu va mai fi niciodată aceeași, pentru că, oricum ar fi, chiar dacă e tot ea, va ajunge într-un alt val și tot așa mai departe. Eu am văzut jurnalul acesta, această împăcare cu lumea, cam în modul acesta. Mircea Oprea merge din Curtești cu gândul, sau chiar își aduce aminte despre călătorii reale sau imaginare, merge cu gândul unde a mai fost sau unde ar fi vrut să fie. Și trece toată această lume, toată această trăire, o trece printr-o oglindă interioară. Și de aici încolo încep să apară judecățile lui de valoare. Eu știu, întrebările, spainele, pentru că fiecare dintre noi avem practic cam aceleași spaine pe care le are Mircea Oprea aici, chiar dacă le spunem în alt fel. De pildă spaima că mâine s-ar putea să se termine, să nu mai fie. Sau, mă întâlnesc cu un chip. Nu mi-l mai amintesc. Dar e lângă mine, totuși. Cine este această femeie? Cine este acest bărbat? Sau, sunt eu normal? Ce este normalitate? La un moment dat vorbește în carte despre faptul că citește pe Sueton. Și de aici începe să-și pună întrebarea firească. Dom'le, cred că ăsta e un caz pentru psihiatri. Care dracu mai citește pe Suetonul astăzi? Și de ce? Pentru că într-o lume ca aceasta în care trăim noi, în care a fi sub presiunea nouă, a fi sub presiunea unui mereu acum, face ca toate lucrurile acestea care țin cumva de o altă de paradigmă care vine din trecut, să pară, dacă nu desuiete, măcar ceva altfel. Pentru Mircea Oprea, toate acestea se adună cumva dincolo de un calendar, dincolo de dorința de a-și explica lumea, dincolo de dorința de a mărturisi cumva. Eu nu știu, nu văd ca o memorie, ca o, să spunem, o lectură de tip autobiografic, cum sunt marile jurnale pe care le-am citit ale, eu știu, cărui scriitor sau cărui un politic. Pur și simplu, chiar un soi de împăcare cu lumea, în sensul revederii ei prin propria viață. Nu știu dacă este ușor să faci acest lucru, pentru că întâi și întâi trebuie să fii sincer. Este una dintre calitățile, după părerea mea, dintre calitățile acestui fel de a scrie. Este greu să fii sincer și când te uiți în oglindă. Să-ți spui, da, domnule, eu sunt ăsta, nu mai sunt cel care am fost acum, eu știu câți ani de zile. Pentru că fiecare dintre noi are tendința, când merge pe stradă sau când vorbește cu altul, să se vadă așa cum își imaginează el că este. Nu așa cum este în realitate, cu, eu știu, un fir de o șapte de păr alb, sau o meteahnă sau altă meteahnă. Este de undeva normal. La Mircea Oprea, toate acestea se metamorfozează în întrebări. De tipul, e așa, nu e așa, e normal, nu e normal, este bine, nu este bine. Ce fel de lucruri abordează? De la Suetonul, eu știu, Cezar sau Schmidt, care spunea la un moment dat, un autor care a rămas oarecum în istoria literaturii și prin foarte multe maxime, Mircea Oprea citează una, care spune că într-un om suma contractelor ar trebui cumva să se polarizeze, să se anuleze într-un bun, ceva bun, până la banalități de tot felul. Pentru că nu e așa, sacra banalitate, banalul, cotidianul, care pare banal văzut din afară, dar pentru noi este important, acestea înseamnă, sunt cărămizile de viață care ne construiesc. Toate acestea sunt puse cumva într-o contrabalansare, într-un vocabular pe care eu îl găsesc foarte interesant din două motive. Este accesibil, în sensul că nu umblă, nu folosește sofisticări inutile. Nu este scopul lui de a eu știu, poza într-un individ care jonglează cu tot felul de cuvinte, numai de dragul de a jongla cu ele. Dar, pe de altă parte, îți trebuie, este evident că îți trebuie și un bagaj cultural ca să poți pricepe anumite pagini. Fie și din referințele pe care le găsești la un moment dat. Este, dacă vreți, o carte și despre sine, și despre sine ca parte a lumii, și despre lumea din jurul lui. Am adus aminte, citind aceste pagini de o jatracă. Este o povestire budistă, care spune cam în felul următor. Un călugăr budist oarecare ajunsese la un moment dat să se întrebe ce Dumnezeu se întâmplă cu mine? Pentru că eu văd lumea, dar mă văd și pe mine ca și cum am ieșit din trup și sunt cumva și partea lumii, dar și ăla care o observă. Pe undeva păstrând proporțiile într-o anumită paralelă, cam așa am văzut și, eu știu, felul în care și-a imaginat Mircea Oprea și felul în care a trecut la scrierea acestei cărți. Sigur, m-am întrebat, este o ficțiune? Este un roman? Este un jurnal? Asta, până la urmă, numai autorul poate să ne spună, pentru că, dincolo de orice, este o creație literară. Indiferent cum aș defini. Și prin limbaj, și prin modul în care este abordată, și prin faptul că își conduce discursul într-un mod coerent, și prin multe, multe alte argumente pe care nu aș vrea să vi le povestesc pe toate, pentru că eu, ca un din ala neamț din Iași, om serios, când am primit cartea, am zis să nu-mi bat joc, uitați-vă în ce hal am citit-o și în ce hal mi-am notat după aceea. Cu ce am rămas eu din toată treaba aceasta? Cu imaginea că, lecturând această carte, este ca și cum aș fi invitat, nu în casă, ci în viața unui om, să-l privesc cumva înăuntru, dar să privești și lumea din afară așa cum o vede cu ochii. Sinceritatea, acest fel de a vedea lumea, în opinia mea, sunt printre calitățile cărții lui Mircea Oprea. Eu l-am întâlnit pe domnia sa în diverse împrejurări, în general la Cornelia Viziteu sau la Curtești organizat cu Gellu Dorian. Nu am schimbat foarte multe vorbe. Nu pot să spun că îl cunoșteam mai bine. Dar în această carte am senzația că, eu știu, cumva am aflat foarte multe și despre dânsul, și despre felul lui de a vedea lumea, și despre multe, multe, multe altele care îi trec din urmă. Curteștiul. Curteștiul apare, dacă vreți, ca un fel de simeză pe care se pun toate celelalte gânduri ale lui, toate aceste pagini de jurnal, a niște tablouri. Unele dintre zile sunt, spune Mircea Oprea, ca niște eseuri care nu au să fie scrise niciodată. Trece timpul, are senzația că trece timpul peste el. Nu este un jurnal continuu. Dar nici n-aș spune că suferă de discontinuitate, pentru că nu e ca atunci când încep și povestești. Azi am mâncat 3 ouă, mâine, uite, la ora aia n-am mâncat ouă, am mâncat ghidei și așa mai departe. Sunt cumva niște gânduri care se înlănțuiesc în mod firesc. Personal, pot spune că a fost pentru mine a fost o lectură interesantă, nu ca un roman din acela, știți, cu acțiune, cu poveste, cu de toate. A fost o lectură interesantă pentru că la un moment dat mi-am spus, uite, domnule, cam în felul acesta mă uit și eu în oglinda mea interioară. Aici nu mă uit așa. Adică mi-am pus întrebări și despre mine și despre această carte. Și zic eu că multe dintre romanele pe care le citiți ar putea să nu ne ofere prilejul să facem alte considerații decât despre cum e construit un personaj sau cum e povestea aia, dacă se termină bine sau nu. Eu îl felicit pe Mircea Oprea. Nu știu dacă a reușit să se împace, cum spune dânsul, cu mine. Eu cred că da. Pentru că toată cartea aceasta, fiecare pagină, este de fapt o împăcare și cu sine și cu ceea ce este lumea. Și doresc să văd și o altă parte și poate, cine știe, să ne întâlnim și cu alte ocazii în acest spațiu, care mie mi-aduce aminte de o casă veche în care am copilărit eu, casa mamaie mele, și am văzut sus în biroul doamnei Viziteu fotografie veche și toate albumele, toate fotografiile vechi au un farmec, ca și aceste case, au un farmec cu totul și cu totul aparte, care ne aduce aminte că totuși avem o istorie, avem un trecut, fie el și personal, sau fie ca nație, de care merită să ținem cont și pe care merită